Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Anul iepurelui, guvernatorul din horoscopul chinezesc, pentru vărsător va fi un punct de cotitură când va trebui să-ți reconsideri valorile și să te uiți mai atentă la oamenii din jurul tău și, cel mai important, să fii atentă la starea ta de spirit. Horoscopul pentru vărsător pentru 2023 avertizează că mulți reprezentanții acestei zodii ar trebui să fie pregătiți pentru împlinirea viselor lor. În general, anul va fi destul de favorabil, dar nu este momentul să te relaxezi, ci dimpotrivă, va trebui să muncești din greu. Oamenii născuți sub acest semn au o caracteristică uimitoare să se bucure de lucrurile grandioase și să vadă frumusețea în cele mai neobișnuite lucruri. În ciuda acestui fapt, ei sunt supuși frecventelor îndoieli și depresiei. Reprezentanții acestui semn se pot aștepta la schimbări semnificative, va exista o perioadă de transformare. Astrele avertizează că 2023 va fi un an al relațiilor sociale pentru majoritatea vărsătorilor. Va trebui să comunice mult, sunt probabile noi cunoștințe, cercul tău de contacte se poate schimba dramatic. Singurul lucru care ți se cere este să nu te retragi din tine și să fii deschisă către noi comunicări. În primele 3 luni ale anului 2023, este mai bine să fii atentă la propria sănătate și să faci planuri pentru viitorul apropiat. Sportul, psihoterapia, meditația și activitățile în aer liber te vor ajuta să faci față depresiei și proastei dispoziții. Schimbările cardinale vor ajuta pe vărsători să iasă din modul lor obișnuit de viață, îi vor forța să-și reconsidere unele dintre principiile lor. Dificultăți materiale minore sunt așteptate la începutul anului. Munca va aduce discordie în viața personală, așa că uneori ar trebui să te odihnești, să acorzi mai multă atenție celor dragi. Ce altceva au pregătit astrele pentru vărsător în 2023? Aflăm despre principalele domenii ale vieții. Sănătatea. La începutul anului, mulți vărsători se vor plânge de lipsa de forță și energie, simțindu-se rău. Acest lucru se poate datora lipsei de vitamina D și problemelor hormonale la femei. Pentru a elimina aceste probleme, astrele recomandă să acorzi mai multă timp ție și corpului tău. Favorabile vor fi yoga, exercițiile fizice, întinderile, ridicarea greutății propriului corp pentru a merge pe propriile picioare, înnotul. Problemele de sănătate vor deveni de domeniul trecutului dacă vei menține un stil de viață corect. Încearcă să reduci la minimum consumul de alimente gata preparate gen hamburger, pizza, chipsuri, să minimizezi zahărul, să renunți la cafea și alcool. Unii reprezentanței acestui semn pot avea probleme cu excesul de greutate, ceea ce le va aduce noi probleme cu circulația vasculară periferică inferioară și articulațiile genunchiului. În ciuda faptului că majoritatea vărsătorilor nu ar trebui să aibă probleme de sănătate la nivel global, astrele recomandă să nu ignore sănătatea precară și să consulte un medic. Automedicația în acest an este contraindicată. Primăvara și toamna, este important să finalizezi un curs complet de examinări pentru a te asigura că corpul tău este în stare bună pentru restul anului. Vizita la un stomatolog nu ar trebui amânată. Carieră. La începutul anului 2023, mulți vărsători vor simți o nemulțumire tot mai mare față de realizarea lor de sine, va apărea o dorință de schimbări radicale. Ai toate șansele să-ți permiți să greșești și să începi o nouă viață. Toate dificultățile și obstacolele care apar în activitățile tale profesionale îți vor aduce beneficii, dar mai târziu. Astrele avertizează că cei care decid să o ia de la zero se vor confrunta cu dificultăți financiare și nevoia de economisi. Cu toate acestea, până la jumătatea anului, vărsătorii vor simți satisfacție de la schimbările în curs. Horoscopul carierei pentru vărsător pentru 2023 prezice că în perioada iunie-septembrie vei avea primele rezultate care te vor surprinde plăcut. Printre vărsători vor fi și cei care nu sunt pregătiți pentru schimbări cardinale în munca lor. În orice caz, activitatea profesională se va dezvolta cu succes, ai șansa să te dovedești și să te declari profesionist. La mijlocul anului, vei simți o nevoie urgentă de a dobândi noi cunoștințe și de a dobândi o nouă experiență. Orice activitate de autoeducare va fi favorabilă, citește mai multă literatură profesională, aleargă la maratoane, urmărește cum decurg lucrurile pentru concurența în domeniul tău. Cunoștințele dobândite vor fi puse în practică în curând. Banii. Horoscopul financiar pentru vărsători pentru 2023 avertizează că primele 3 luni vor fi încărcate. Astrele îți recomandă să-ți gândești mai atent bugetul și cheltuielile, dacă este posibil, să refuzi achizițiile inutile. Mulți vărsători se vor simți nemulțumiți de situația actuală. Dacă nu economisești în această perioadă, atunci la jumătatea anului vei fi blocată cu datorii. Încearcă să nu fii tentată. Fii atentă cu banii. Situația se va stabiliza până în iulie. Achizițiile mari sunt cel mai bine să fie planificate după octombrie. Nu o să crezi că visul tău legat de lucruri materiale s-ar putea să devină realitate în toamnă. Cumpărarea unui apartament, călătoria în țara visurilor tale sau o mașină nouă. Astrele recomandă de asemenea să te gândești la viitor și să pui deoparte o anumită sumă din venit în fiecare lună. Deschiderea unui depozit va fi favorabilă vara. Oamenii de afaceri pot întâlni un investitor care le va permite să-și extindă afacerea. Dragostea și relațiile. După cum avertizează horoscopul dragostei 2023, vărsătorul se va confrunta cu o anumită tensiune în relațiile romantice. Cei care au o relație de multă timp vor simți o lipsă de pasiune și își vor pierde interesul pentru un partener. Mulți dintre reprezentanții acestei zodii vor fi atât de pasionați de propriile experiențe și de rezolvarea momentelor de lucru, încât nu vor observa cum se îndepărtează de partenerul lor. Vor exista tensiuni și conflicte care pot duce la o pauză. Este în puterea ta să schimbi situația. Vărsătorul singuratic va fi în permanență în adulmecare. Cel mai probabil, acestea vor fi romane trecătoare de scurtă durată, care nu vor aduce satisfacția dorită. Deja în toamnă, vedetele promit o întâlnire fatidică. Relațiile se vor dezvolta rapid. Acei vărsători care își pot deschide inimile, nu au îndoieli și se bucură, vor fi fericiți în relațiile cu sexul opus. Nu trebuie să lași totul să-și urmeze cursul și să te aștepți ca partenerul tău să ia inițiativa. Încearcă să ai grijă de starea emoțională a celuilalt, vorbește mai des cu el și petreceți mai mult timp împreună. Pentru femeia vărsător, anul nu va fi ușor din toate punctele de vedere, dar destul de interesant și productiv. Indiferent de modul în care se dezvoltă circumstanțele, ai grijă de dezvoltarea ta și fă-ți timp pentru a comunica cu cei dragi. Stelele sunt de partea ta, vei putea face contacte utile, dar cu niște prieteni vechi căile se pot despărți. Este important să găsești un echilibru între toate domeniile vieții, pentru că acum va trebui să înveți să planifici. La locul de muncă, pentru a-ți atinge obiectivele, va trebui să găsești asistenți în care să ai încredere și să le poți delega unele dintre responsabilitățile tale. Acest lucru îți va permite o utilizare mai rațională a timpului de lucru și a celui liber. Pentru bărbatul vărsător, în 2023, bărbații acestei zodii vor trebui să muncească din greu, pot fi crize și încercări la locul de muncă. Cu un program atât de încărcat, este important să nu uiți de restul. Încearcă să pleci în vacanță cu familia. Nici în viața personală nu este totul atât de lin, conflictele și neînțelegerile sunt posibile în relațiile cu iubita. Cele mai acute vor fi problemele legate de bani, dar, în general, situația financiară se va normaliza și poți fi mai calm. Îți doresc un an fericit cu împliniri și sănătate maximă. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!